Chiar dacă EURES România are numai 17 ani, în acești ani de activitate, prin biroul EURES din cadrul AJOFM Gorj, au fost consiliate 6.830 de persoane care au dorit un loc de muncă în țările spațiului economic european, precum și angajatori care au dorit să recruteze forță de muncă. Anul acesta, Serviciul European EURES împlinește 30 de ani. Este o rețea de cooperare creată în scopul facilitării liberei circulații a lucrătorilor în interiorul spațiului economic european, care cuprinde cele 27 de țări ale Uniunii Europene, împreună cu Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Elveția. În toate aceste trei decenii, EURES a reușit să fie o rețea europeană care să asigure, în primul rând, siguranță cetățenilor care și-au căutat un loc de muncă în străinătate, și ceea ce este cel mai important, informații. Cu o rețea vastă în 31 de țări și aproape 1800 de consilieri de la serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă, EURES este partenerul corect și de încredere în această aventură. Asta o spune Autoritatea Europeană a Muncii, instituție care a preluat acest serviciu EURES de aproape 3 ani de zile, împreună cu domnul președinte, domnul Cosmin Boiangiu. Timp de trei decenii, obiectivele Serviciului European de Ocupare a Forței de Muncă au fost informarea, consilierea și medierea acordate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în spațiul economic european, dar și angajatorilor care au dorit să își găsească un loc de muncă. Ca și statistică, în ceea ce privește țara noastră, EURES România nu împlinește 30 de ani, dar împlinește 17 ani anul acesta. Suntem parte a Serviciului European de Ocupare EURES din momentul în care România a devenit membra a Uniunii Europene și în toți acești ani au fost consiliate la nivel național 216.042 de persoane care au dorit un loc de muncă în țările spațiului economic european, precum și angajatorilor. Cele mai solicitate țări ca destinație pentru locurile de muncă au fost Danemarca, Spania, Germania, Marea Britanie, Polonia, Belgia, Finlanda, Norvegia și Austria.